Autoritățile fac ce știu mai bine și de această dată caută un acar pe un. Bineînțeles, nu este vorba despre nicio persoană de rang înalt. Iohannis deplânge soarta statului pe care îl conduce de 7 ani. Câțu ne explică cum a dat bani la sănătate. Arafat se încurcă în numărul morților și spune că vinovată este instituția, nu o persoană anume, iar Cecheotilo, interimar la sănătate, pur și simplu ridică din numeri. Ministrul Internelor ne anunță și el că s-a deschis o anchetă. Primul oficial care a ieșit după tragedia de la Constanța a fost ministrul sănătății Cecheotilo, care ne-a explicat senin că nu are de unde să știe cine e vinovat, dar să avem răbdare. Ceea ce privește partea de securitate la incendiu, aici cei de la inspectoratul de stat, cei de la ISU, sunt în măsură să vă dea toată situația și evident vor veni, am discutat și cu domnul doctor Arafat, în momentul în care toate datele și informațiile sunt disponibile, vom pune la dispoziția presei aceste date și informații. Această parte a măsurilor este o parte de specialitate care ține de ISU și va trebui să lăsăm specialiștii de la ISU să vă dea aceste răspunsuri. Eu nu doresc să mă pronunț peste specialiști, specialiștii trebuie să vină să spună ceea ce au găsit. Iar dacă nu a dorit ministrul sănătății să se pronunțe, am sperat că aflăm lucruri noi de la ministrul internelor. Lucian Bode a recunoscut că sunt disfuncționalități. Am avut un control desfășurat la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța în luna noiembrie anului trecut, respectiv un control desfășurat în luna februarie acestui an. Acolo au fost constatate o serie de disfuncționalități și nereguli, au fost aplicate sancțiuni, dar despre toate aceste disfuncționalități, nereguli și termenele de conformare, vă va vorbi de la fața locului domnul secretar de stat Raed Arafat. Și atunci am ascultat ce ne dezvăluie Raed Arafat, care nu a găsit niciun vinovat și consideră că statul funcționează perfect. Legea aici nu are nimic cu rezolvarea problemelor. Nu există probleme legislative pentru a rezolva aceste chestii. Dacă statul român nu funcționa și dacă instituțiile din România nu funcționau, astăzi nu se ajungea în câteva minute, nu se stângea incendiul, nu se făcea tot ce s-a făcut. Veneam aici și mi se spunea că nu avem loc pentru pacienți, veneam aici și mi se spunea că pacienții au murit în spital pentru că n-am putut să-i preluăm, adică cei care au fost evacuați, atenție. Tragedii, din păcate, se întâmplă. Statul încearcă să facă absolut tot ce este posibil și are obligația să facă absolut tot ce este posibil. Însă statul despre care vorbește Raed Arafat a eșuat și o spune chiar șeful statului. Astăzi, din păcate, statul român a eșuat în misiunea sa fundamentală de a-și proteja cetățenii. Este o zi neagră de doliu pentru națiunea română. Se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale. Nici premierul Florin Câțu nu prea a știut ce să explice, așa că nu s-a pronunțat. Ceea ce privește cauzele incendiului, nu mă voi pronunța în acest moment, așteptăm informațiile și vom vedea exact ce s-a întâmplat.